Bine, am fost ales în funcție de deputat, dar eu am intrat în politic în 2015-2016 la fondarea Partidului Acțiuni și Solidaritate. De fapt, ca un răspuns la ceea ce s-a întâmplat atunci în societate, da, când instituțiile statului au fost capturate, și am considerat că e timpul să mă implic, de fapt, în viața, inclusiv viața politică, ca o datorie de cetățean, în primul rând. E bine, domeniile în care eu mă acces în mijlocit sunt legate de comisia de specialitate din care fac parte, educație. Eu vin din mediul academic, sunt profesor universitar. Evident, prioritățile sunt cele legate de reforma audiovizualului, de probleme legate de patrimoniu, da, educația, reforma învățământului, mai ales învățământului superior, cercetare, deci astea sunt domeniile mele mijlocite, da, responsabilitățile mele. Păi, ca și ce se face de obicei, deci, cere de explicații. Fiecare din noi, noi suntem toți egali în fața legii, inclusiv deputații, și pentru orice fapt, încălcare și așa mai departe, fiecare trebuie să răspundă în conformitate cu Constituția. Noi vom acționa în conformitate cu valorile partidului care ne-a trimis în Parlament, adică pe care îl reprezentăm. În caz dacă cineva încalcă legii și lucrul acesta este probat, evident că vin sancțiunile inclusiv pe linii de partid, evident. Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie, de acum 25 de ani și tot acolo sunt, practic, singurul meu loc de muncă. Lector universitar, da. Prima, evident, Uniunea Europeană. Păi fiindcă ăsta este acel model pe care noi dorim să-l urmăm, este modelul unui stat de drept, stat prosper, liber, democratic, ceea ce noi dorim să implementăm și vrem și Republica Moldova să meargă pe această cale. Este o întrebare grea pentru un profesor universitar. Depinde iarăși de persoană. Mi-au plăcut zeci și sute de cărți, că evident că asta este meseria mea. Hai să spunem, din literatură artistică, da, eu le-aș recomanda, îmi place Orhan Pamuk. De la Mă cheamă Roșu, Zăpada, deci Cartea Neagră, extraordinară, deci multe sunt și recomand, da. Deja de istorie nu mă întrebați, că va dura mult interviul. Este apartamentul părinților. Deci eu am moștenit după decesul tatălui o parte din apartamentul, a treia parte este proprietărită de mine și mama deja are partea cealaltă, treime din apartament. Deci asta este un apartament de 3 camere. Deci o camera mea, o camera a tatălui și una mai simplu. Pe lângă apartamentul meu, care l-am cu familia deja.